Salută, prieteni, ne lingem rănile după ultimul eveniment sau ultimul episod al europeanului pentru naționala lui Emil Săndoi. Încercăm să aflăm ce se va întâmpla și cu Săndoi, pe de o parte, pe de altă parte să mai dezlușim așa din dinițele acestei povești, una terminată fără gol marcat, dar măcar cu un punct pentru naționala noastră. Între timp, alte echipe sau alte naționale cam cu aceeași valoare de piață ca a noastră reușesc să se califice, reușesc să ajungă în sferturile de finală ale campionatului european din grupe extrem de grele. Iată că se poate. Noi n-am putut, nu știm. O să încercăm, repet, să aflăm de ce. O să discutăm și despre dialogul ăsta de la distanță între Răzvan Burleanu și Gigi Becali. Avem și un drept la replică pe care l-a cerut selecționerul Edvard Iordănescu vis-a-vis de o discuție de ieri din emisiunea noastră. O să ajungem și la momentul respectiv. Rapidul a disputat primul meci împotriva Dunajskei Streda, fosta adversară, țineți minte, a FCSB-ului. S-a terminat 1-1, iar Mutu încearcă un nou sistem. A jucat cu 3 fundași astăzi, un 3-5-2. Dar Rapidul caută în continuare atacanți, apar tot felul de listă de jucători, unii cu cifre interesante. O să vedeți despre ce e vorba. Se pare că Rapidul ar fi făcut chiar și o ofertă de 800.000 pentru un atacant, ceea ce ar reprezenta recordul acestei perioade de mercato în fotbalul românesc. Iar Dinamo transferă. Cum Dumnezeu știe, a fost prezentat ieri un jucător, n-am apucat, vă dați seama, fiind ocupați cu Naționala de Tineri, n-am apucat să discutăm subiectul, dar Dinamo transferă, deși are interdicție la transferuri. Andrei Vochin, salut! Emil Grădinescu, salut! Mă bucur că suntem împreună. Nu, Dinamo nu transferă, Dinamo legitimează. Sau nu, da, semnează, prezintă, nu? Nu semnează contracte. Semnează prezintă, contracte, dacă trebuie înregistrat, evident. Dar până la urmă, cred că e o politică corectă a celor de la Dinamo, pentru că dacă stai până în ultima clipă să vezi dacă ai sau nu dreptul să transferi, ce mai transferi, ce mai găsești pe urmă? Și dacă totuși nu reușești să obții dreptul de transfer, ce faci? Rămâi cu jucătorul și îl plătești, nu mă gândesc. Că tu ai semnat un contract cu el. Da. Ție ți se refuză, da, dreptul de a legitima, să spunem, în perioada asta și tu ai rămas cu un jucător pe care o să-l plătești. Eu cred că există niște înțelegeri între ei și jucători, știind această situație. Cred că și jucătorii știu că perioada e deschisă până la 1 septembrie, adică mai există un timp de așteptare. Eu cred că poate să fie o plasă de siguranță inclusiv pentru jucători, o astfel de înțelegere. Dar cred că mai rău era să stai până în ultima clipă, să te trezești, eu știu când se va da decizia, dacă se va da, și să nu mai ai ce să faci, să nu mai... Probabil că da. Pe de altă parte, nu știu, te întreb ce valoare poate să aibă un jucător care vine la un club despre care știe că are, da, interdicție la transferuri, în condițiile în care fereastra de mercato este deschisă mult și bine, da? Adică băiatul ăsta a venit aici, a semnat cu un club, a fost prezentat la un club care are interdicție. Teoretic poate să-i ridice interdicția, da? Practic... Depinde și ce informații au agenții despre situația asta. N-a fost așa la Craiova, nu? Cu Chițu, parcă, și Enache. Da, stai că ei au avut mult timp. Și au stat vreo două luni, dar au primit. Au stat vreo două luni cu ei, cu Enache, exact. Cu Enache și cu Chițu. Și cu Chițu, nu? Da, cred că era și Chițu. Nu mai știu Chițu. Și Iancu? Era Enache, a? Și Iancu are? Gabi Iancu, când a fost acolo, nu mai țin minte. Dar, nu știu, Enache știu sigur. Și Chițu parcă era. Enache știu sigur că era și a stat pe bară. Până la urmă a fost bine lui Chițu, că a făcut unul dintre cele mai bune sezoane ale lui în Liga 1. Da, a fost bine. Bun, Andrei. Acum că tragem linie, ce-a vrut Emil Săndoi de la această ultimă partidă a României împotriva Croației? Că mă gândesc, toată lumea se aștepta, nemai având niciun fel de șanse, să dea șanse jucătorilor, să jucăm altfel, poate să încercăm să jucăm altfel. Întâlneam până la urmă și cel mai slab adversar din grupă era în aceeași situație cu noi. Ai înțeles exact care a fost ideea lui Săndoi? Cred că declarația lui a fost să spele rușinea, nu? Parcă așa a sunat declarația, adică să termine cu un rezultat bun, cu o prestație bună, că
acum rezultatul conta mai puțin pentru că nu te mai calificai nicăieri și atunci cred că era chestiunea de impresie, de... I-a reușit, aș spune, în prima repriză lucrul ăsta, pentru că am avut mai multe situații de gol decât Croații, numai că după pauză s-a manifestat aceeași încetineală, ca să nu-i spun altfel, în evoluție și motiv pentru care cel mai bun jucător al meciului a fost declarat din nou portarul nostru, Ștefan Târnovan. Deci din punctul ăsta de vedere nu cred că obiectivul a fost atins, acela de a spăla rușina sau impresia asta proastă de la turneul ăsta ca joc, aș spune, ca rezultat, dar până la urmă trebuie să avem un pic de putere de a face niște comparații între loturi, ceea ce am mai discutat noi aici și... Deci alții pot și noi nu putem. Că de fapt asta este frustrant. Când tu vezi, de exemplu, că dintr-o grupă cu Germania și Anglia merge Israelul mai departe, dar Anglia având 425 de milioane de euro valoare pe Transfermarkt, Germania 142, iar Israelul 19, adică e sub noi Israelul. Păi cred că și din Israelul iese din grupa asta. Da, din același motiv pentru care și noi cu echipă cotată la vreo 40 de milioane acum 4 ani, am scos echipe cotate cu 250 de milioane. Sunt generații mai bune și aici este un barem de vârstă. Sunt generații mai bune, generații mai puțin bune și conjuncturi. Un context. Pentru că Israelul a întâlnit o Germanie, dacă întâlnea Germania din precedenta ediție, mi-e greu să cred că o mai elimina. Doar că Germania din actuala ediție este o Germanie cu o generație foarte slabă sau cu întâmplări proaste pentru ei în interiorul federației, al lotului, pentru că au niște probleme într-adevăr la federație, au antrenorul coordonator le-a plecat, caută o soluție, sunt într-o perioadă de schimbări. Deci se întâmplă lucruri de genul ăsta și România le-a trăit la modul pozitiv în 2019, aș putea spune că și în 2021 n-a fost un turneu prost atâta vreme cât te-ai bătut până în ultima clipă cu trei mai mari forțe pentru accederea în faza următoare a competiției. Cu trei. Ungaria nu era vreo mare forță. Cu două, corect. Corect, cu două. Cu Germania și Olanda. Și Olanda, da. Da. Precedenta a fost cu trei, cu Franța, Anglia și Croația. Știi că această Croație cu care noi am terminat la egalitate și toată lumea deja a început să o bage la și altele, adică totuși este reprezentanta locului 3 mondial, a vicecampioanei mondiale de acum 4 ani și așa, adică o țară care și-a făcut o tradiție în ultimii 30 de ani la Naționala de Senior din a obține mari rezultate. Bine, meciul n-a fost chiar rău, adică nu l-aș trece în categoria... Păi, juca Emil tot împotriva unei echipe care nu marcase niciun gol și nu avea niciun punct. Adică era logic să fie cel mai bun meci al tău. Nu? Adică, adversarul nu era de nivelul Spaniei sau Ucrainei, asta e clar. Da. Adică te-au mai lăsat și pe tine să joci. Era și pe aia. Și zis la un moment dat, Târnovanu, măcar de data asta am făcut și noi niște pase. Da. Că probabil săracul se săturează să vadă 21 de jucători undeva în jumătatea lui de teren. Aici e partea neplăcută a problemei, a discuției. Faptul că și la Naționala Mare în ultimele două meciuri și la Naționala Mică în ultimele trei meciuri, dumneavoastră, apărarea s-a făcut în 30 de metri acolo. Adică n-am văzut nimic din... Sau, foarte rar am văzut elemente ale fotbalului modern. Cu pressing avansat sau cu contra-pressing. Foarte rar. Mai mult ieri cu Croația. Da. În rest, nimic. Nimic. Adică să te aperi la 30 de metri. În condițiile în care aveai nevoie de altceva. Adică și împotriva Ucrainei și împotriva, și ieri împotriva Croației, aveai nevoie de altceva. Ok, împotriva Ucrainei, după ce am văzut și Spania-Ucraina, ne-am dat seama că Ucraina chiar cotată ea la, 117 milioane, din care 70 de milioane dispar, deci, nu, 50 de milioane 50. Dispar, că e Mudric și mai pui 20 de milioane portarul Trubin. Și atunci rămâi în câmp, practic, cu o echipă mai de oameni, așa. Dar totuși, la cum au jucat ăia, a fost altceva. Dar ideea este... A fost o eroare angajarea lui Săndoi din partea federației? Nu știu dacă
dacă a fost o eroare, pentru că asta nu poți să, să justifici într-un fel sau altul. Adică să spui, domne, dacă era antrenorul X, generația asta avea rezultate mai bune decât a avut cu Emil Săndoi. Asta nu poți să spui niciodată. Sau da, bă, poți să spui cismigist, poți să spui ce vrei tu, dar nu poți să demonstrezi. Bine, cismigist a fost din cadrul federației cineva care a spus că o să câștigă în campionatul european. Fix cismigist. Adică ăla este cismigismul suprem. Ești de acord? Dacă nu îl incluzi la categoria stimulare, eu știu, injecție morală pentru jucător, da. Da. Asta este. Pe o analiză în care echipa ta valorează 25 de milioane și numai primul adversar din grupă mai fioros așa e la 200, atunci nu poți să spui că faci lucrul ăsta. Eu cred că declarația a venit mai degrabă să întărească moralul, să creadă băieții că sunt... Dar văzând jocul, nu, chiar nu se poate spune că e o eroare angajarea lui Săndoi ca selecționer, văzând felul în care a arătat România, văzând că voi, federația, ați pus la dispoziție niște bani și o sumă bănuiesc importantă pentru un stagiu de pregătire în Italia. Aceea sumă care a fost pusă la dispoziție și lui Mirelă 2. Și lui Mirelă 2, exact, da. Și până și locul a fost același. Exact, dar cum vine Rădoi, cu ce vine Rădoi, cu ce fotbal vine Rădoi și cu ce fotbal vine Săndoi. Cu ce resurse fizice, pe călduri mult mai mari în Italia și San Marino, vine Rădoi. Și cu ce resurse fizice se întoarce Săndoi și staful lui de la, la campionatul ăsta, văzând că din minutul 60 noi în toate meciurile nu mai existăm pe teren. Și atunci întreb, e o eroare angajarea lui Săndoi și a staffului? Asta cred că doar o analiză a specialiștilor ar putea să spună. Noi aici în studio putem să facem pe specialiști un pic? Nu, pentru că nu avem datele de antrenament, nu avem datele de GPS, nu știm programarea antrenamentelor și niște specialiști ar trebui să spună, au făcut bine sau nu au făcut bine, că până la urmă de unde poate să vină eroarea unui antrenor? Din modul în care pregătește echipa, pentru că acum ai avut timp să pregătești echipa, nu e ca la alte fereste de tocmai echipă adică națională. Tu n-ai avut, Mutu n-a avut timpul pe care l-a avut Săndoi. Și Rădoi. Exact. Deci Mutu atunci a fost da, imediat. Și în general, la echipa națională nu ai acest timp. Da. Ai 2-3 zile doar să faci reglaje fine. Deci, în momentul ăsta, trebuie cineva, o suită de specialiști să spună dacă s-au făcut lucrurile corect sau nu s-au făcut corect și abia apoi poți să tragi concluzia dacă a fost sau nu o alegere inspirată. Sigur. Din punct de vedere al... eu știu, trecutului, dacă vrei, era un selecționer sau selecționerul care a ajuns cel mai aproape de o calificare în perioada aia de 20 de ani în care echipa națională de tineri nu s-a calificat. Da, pe de altă parte era și un antrenor de stil vechi. Și asta e adevărat. Lucru eliminat într-un fel de actuala conducere a Federației Române de Fotbal. De fapt, nu, Federația, actuala conducere a Federației Române de Fotbal n-a mai angajat la tineret niciun antrenor de genul. Da, nu a existat niciun antrenor. Voi l-ați preluat, cred că, pe Stelea, nu? Da, nu. Stelea a plecat imediat după ce am venit. Stelea a fost Teja, a fost Viorel Moldovan, a fost Dulca. Isăilă, Dulca, Dulca Isăilă, Rădoi, Mutu, Bratu și Săndoi este dintr-un alt film decât toți ăștia. Voi să zice, Mir, ceva și te-am întrerupt. Te rog, scuze. Da, nu, nu e nicio problemă. Vreau să zic că totuși mi se pare un pic poate nedrept față de Săndoi, care bineînțeles are și el belelele lui. Adică e cunoscut ca un antrenor care antrenează apărarea, nu atacul. El e pe apărare și așa a fost toată viața lui. Îmi aduc aminte, fac o mică paranteză aici, sper să nu greșesc datele, dar esența e aceeași. Juca Vaslui cu Gloria Buzău, da? Vaslui cu un om în plus de prin minutul 30, se chinuie oamenii că nu atacau așa cum trebuie, în fine, până la urmă dau gol pe minutul 85, dau gol, în secunda următoare Săndoi scoate atacantul, care chiar înscrisese, bagă un apărător și peste vreo 2-3 minute dă Buzău gol, în condiții de inferioritate și cu apărare ranforsată. Și acum ce te faci, Săndoi, că nu are cine să-ți dea gol să-ți întoarcă rezultatul, să, să-ți ia punctele. Adică, bine, asta e o paranteză, nu știu dacă e foarte semnificativă, dar îl știm cu toții pe Săndoi că este un antrenor defensiv. Pe de altă parte, băi, frate, nu mai avem jucători, mă, nu mai sunt jucători. Uitați-vă că rămânem la echipa națională mare,
nu avem variante, nu am avut variante pentru fundașul stânga. Și uitați-vă la transferurile care se fac acum, mă ia și râsul când citesc, bă, numai jucători, în marea lor majoritate, jucători străini, aduși de prin diverse colțuri ale planetei, un colț mai exotic decât altul. Bun, de acord, stai un pic, hai să rămânem la... Lasă transferurile, lasă, nu, esența națională de tineret nu este asta acum. Pentru că ideea, întrebarea este esențială. Ieri Emil Hosulongin, în comentariul lui, bănuiesc, informându-se, asta poți tu, poate, Andrei, să confirm sau să infirm. Zice așa, zice, dom'le, croații au o politică în privința națiunii de tineret. Dacă există un jucător de 21-22 de ani, acolo la limită, care nu promite, sau nu o să bubuie, nu simte că nu pocnește, da? Preferă să se uite mai jos și să aducă la turnee de astea jucătorii ăia. Chiar dacă nu realizează niște mari rezultate, că Croația până la urmă iese din grupă și acum a ieșit și cu noi, adică Croația la U21 nu este ceea ce e la Naționala Mare. În schimb, vând jucători și în schimb din echipa aia care a fost în 2019 bătută, spulberată de noi, vreo doi jucători sunt la un nivel la care niciun jucător român nu este în prezent. De acord? Da. Bun. Și ei au politica asta? Fac chestia asta? E posibil, pentru că acum au avut 5 jucători, la primul meci m-am uitat, 5 jucători născuți 2003 în primul 11. Și e posibil ca ei să aibă o astfel de politică, poate să o anunțe public, să spunem, pentru că și aici e o problemă, știi, că în momentul în care ai rezultate la echipa națională de tineret, cei care au agendele pline spun așa și ai obținut rezultat la Naționala de Tineret și cu asta ce? Care e problema? După care când nu ai rezultat la Naționala de Tineret, așa, spui, nu se poate așa ceva. Nu se poate să n-ai rezultat la Naționala de Tineret, nu se poate așa. Și atunci probabil că există o comunicare, poate și o înțelegere, poate fac front comun acolo și spun, domne, uite, asta e politica noastră. Uh-huh. Și după asta mergem, așa că certați-ne când n-o să avem jucători la Naționala Mare. Dar ți-am zis, am văzut 5 jucători de 2003, alți jucători bătuți de noi. Că noi cu 2003 la turneul de elită găzduit în Croația, noi am învins Croația și am lăsat-o acasă și noi ne-am dus la campionatul european de Under 19. Uh-huh. Acum cred, pentru că am istoric în spate, că vor regăsi mai mulți jucători din acea națională a Croației de la campionatul european de U19 în fotbalul mare decât vom găsi din naționala noastră care a ieșit învingătoare în meciul respectiv. Întreb asta pentru că nici măcar la ultimul meci nu schimb lucrurile. Adică tu schimbi doi jucători din meciul cu Ucraina pentru meciul ăsta. Unul dintre ei accidentat. Că mă gândesc că Screciu, dacă era sănătos, nu era schimbat. Și te întreb până la urmă, care a fost logica acestei echipe? Lumea întreabă de Mazilu, că e cel mai evident sau cel mai simplu, dacă vrei, exemplu. Da? Că eu pot să înțeleg frica asta a antrenorului român, care se manifestă, și tu o acuzi la rândul tău, da? Constant, de a forța tineri. Până la urmă, același proces și la tinere, dacă vrei, al băga pe unul care este mai mic de vârstă la sub 21, da? Dar există temerea asta în antrenorul român. Și tu, logica, mă gândesc, este, dumneavoastră, dacă îl bag pe ăla, mă nenorocesc, că ne bat, da? Dacă îl bag pe Borza, dacă îl bag pe Mazilu, Borza a arătat rău în primul meci împotriva Spaniei, clar. Dacă îl bag pe Mazilu, dacă îi bag pe ăștia mai mici, dar care au promisiune, care pot să ajungă de... mă curăț. Și până la urmă nu ai făcut nimic, nici cu Ișvan, pe care l-ai băgat 3 meciuri consecutiv. Și care făcuse sezon mai prost, de exemplu, decât Mazilu, da? Nu ai schimbat nimic, nu ai obținut nimic. Okay. Și Mazilu-i problema? Nu Mazilu. Eu mă gândesc la schimbări. Mazilu a fost un exemplu dat de foarte multă lume, inclusiv Pițurcă. Zice, domne, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun jucător. Eu nu sunt de acord cu Pițurcă, că a fost cel mai bun jucător al campionatului, zice Pițurcă. Da? Dar e un exemplu. Miculescu l-ai adus din concediu, l-ai întors din concediu, l-ai băgat minutul 89 al unui meci. Nu l-ai băgat deloc. Nu faci schimbări în ultimul meci ăsta. Asta era ca o finală mică de campionat mondial, am spus eu. Finală mică de ce? De campionat mondial în care
semifinalistele care pierd își schimbă echipele, nu prea joacă cu aceeași formulă în finala mică. A, în sensul ăsta, nu, am crezut că nu avea miză. Că acolo, nu, că acolo are, miză, dar chiar dacă ăla are miză, tu știi bine că de obicei vezi jucătorii care n-au apucat să joace pe parcursul turneului. Da, sincer să fiu și eu, mă așteptam să văd niște jucători care n-au fost folosiți foarte mult, să li se dea mai multe minute în meciul ăsta. Dar nu pot să știu eu, să fac eu echipa sau să îmi dau cu părerea. Ți-am spus, oamenii care se pricep la fotbal în federație ar trebui să facă o analiză la tot ceea ce s-a întâmplat la acest turneu final. E clar că pentru Săndoi a primat rezultatul în acest ultim meci. Da, Emil. Pentru el a existat miza asta, rezultatul. Bun, dar jucătorul român, de exemplu, iau așa o idee pe care tot noi aici am dezbătut de multe ori. Jucătorul român nu poate să joace din 3 în 3 zile. În general, are dificultăți în a juca din 3 în 3 zile. Și tu joci cu 9 din 11 jucători, da, aceiași, Ucraina față de meciul cu Croația, ba mai mult, ai, cred că, 5 jucători nu care au jucat și în primul meci împotriva Spaniei. Greșesc? Nu știu, da, dacă numărul. Sunt însă anumite posturi care erau descoperite. Fundaș dreapta, fundaș central, chiar n-aveai ce să joci. Aia la sunt de acord. Cu terenul în fața apărării în momentul în care s-a accidentat Screciu. Dar Ișvan a fost de nesclintit de acolo. Nu că am ceva cu el. Zic așa, ca idee. Mă, Ișvan, să știi că până la urmă, dacă e să fac un top al jucătorilor la acest turneu final, e în partea superioară a topului, totuși. Adică, în primul rând, că a putut să alerge. Asta deja încep să evidențiez, adică lucrurile care ar trebui să fie normale, mă, trebuie să alergi 90 de minute, trebuie să alergi într-un anumit ritm, la o anumită intensitate, ok, nu am ritm, n-am intensitate, măcar poți să alergi, uite că Ișvan n-am putut să alerg, sunt alții care n-au putut alerga așa, aici mi se pare că e o problemă. Dar sunt de acord cu tine și eu ca spectator aș fi vrut să văd și al jucătorilor acest turneu și nu doar din punctul ăsta de vedere, ci pentru a oferi o experiență. Pentru că, de fapt, ideea în sine a federației, în momentul în care s-a băgat la organizarea acestui turneu, a fost dincolo de performanța pe care o numește așa după ceea ce faci în grupe sau ieși din grupe, înseamnă o experiență pentru niște jucători tineri în vederea următorilor pași către eventuala echipă națională. Adică au fost în istoria fotbalului nostru o sumedienie de jucători care au ajuns, de exemplu, la echipa mare fără să aibă niciun fel de experiență. Nu mai vorbesc de turnee finale, că la tineri la turnee finale noi ne-am calificat în 30 de ani până acum. Dar chiar la echipele de juniori, adică ei nu apăreau în echipele de juniori. Da, Pindini e un exemplu. La Naționala Mare. Da. Nistor, nu? Nici Nistor nu cred că a fost la naționale mici. Nistor? Nistor nu cred că a fost. Păi ce, a fost la naționala mare? Nistor a fost la naționala mare. A jucat în naționala mare, că tu spui... Nu, eu mă gândeam la gen Adrian Ilie, eu știu, fotbalist. E o informație, e o istorie asta. Nu e adevărat. Am vorbit cu Augustin Călin, care a fost coleg de generație și de școală sportivă cu Adrian Ilie, a fost la loturi. Păi nu, și am vorbit chiar cu Adrian Ilie și mi-a spus că a fost la tineret, dar la loturile mici nu era convocat, adică nu-l vedeau că e bun, deși el susține că dădea niște goluri. Deci a fost văzut mult mai sus. Ok, au fost unii care n-au trecut absolut deloc, nici măcar pe la tineret. Sunt cazuri de genul ăsta. Deci revenind la de unde plecasem, ar fi trebuit să fie o experiență pentru cât mai mulți jucători, mai ales în situația ultimului meci în care nu mai aveai o miză de calificare. Aveai doar o miză de prestație, așa să spunem, să termini într-un fel încât să mai ștergi din impresia proastă pe care ai făcut-o în primele două meci. Andrei, dar mai am o întrebare eu. Se tot vehiculează ideea asta că echipa națională de tineret este treapta de lansare sau, mă rog, asta ar fi obiectivul ei, menirea ei, existența ei, să furnizeze jucători la echipa națională. Nu cumva cluburile ar trebui să facă asta, pentru că la cluburi se joacă 30 de etape, 40 de etape într-un an, nu acolo, de acolo, din evoluțiile lor la cluburi, îți dai seama că ăsta e într-adevăr om de național. Jucător de național. Mi se pare un pic forțată ideea asta, că naționala trebuie să scoată jucători pentru echipa. Naționala de tineri să scoată jucători pentru naționala mare.
Nu știu cum. Dacă cum o vedeți voi? Cum? Cluburile scot jucători de diverse vârste și ar trebui să scoată jucători de nivel internațional, pentru că atunci când ei vin la echipele naționale, să arate de nivel internațional. De asta mie mi se pare extrem de important ceea ce se va întâmpla începând de săptămâna viitoare, pentru că am văzut care e nivelul în campionatul nostru raportat la nivelul internațional. Avem nevoie ca de aer cu toții, și cluburile și echipele naționale, de o prestație bună și cât mai lungă în cupele europene, pentru ca acești jucători români să capete experiența meciurilor tari. Campionatul Georgiei e bun? Campionatul Georgiei, dacă te referi la echipa națională a Georgiei... Da, la campionatul lor. Păi câți joacă în campionatul lor? Joacă, să știi. Au, destui. Da, au jucat, au jucători. Dar mă doar au jucat până au plecat. Au jucători până... care pleacă de acolo. Și când aveam echipa din 2019, aveam jucători care au plecat de aici. Adică Yanis Hagi jucase aici. Eu știu, Ivan jucase aici. Nedelcearu jucase aici. Și au ajuns să joace mai departe. Nici Israelul nu mi se pare că are vreun mare campionat. Și întrebarea ta, ok, înțeleg că avea un răspuns inclus în ea. Nu, domne, campionatul Georgiei e mult mai slab decât campionatul României. Nu e. Dar s-ar putea să ne întâlnim în cupele europene și atunci a trebuit să demonstrezi că ești mai tare. Deocamdată, ca reprezentantele... I-a scos FCSB, nu? S-a burtat. I-a scos FCSB în cupele europene trecute. Da, așa este, da. A fost diferență mare? Nu, nu a fost diferență mare, dar același campionat de care, da, lor, produce o națională de tineret care câștigă o grupă... Generația asta, încă o dată spun, în 2019 unde au fost? În 2021 unde au fost? Au o generație bună acum. Vedem în 2023. Uh-huh. Adică tot punem problema asta în față ca să punem în antiteză un... campionatul european ratat al naționalei noastre versus o prestație foarte bună a Georgiei până în momentul ăsta. Dar știi ce spuneau de noi în 2019? Alții spuneau, domnule, cum se poate, România, cum poate să facă așa ceva? Și Italia pleacă acasă și alte naționale, Israelul sau eu știu care erau la vremea respectivă, de ce nu putem să facem și noi ca România? Pentru că în doi ani apare câte o selecționată mică, să-i spunem așa, care face un rezultat surprinzător în raport cu granzii. Franța, Italia, Spania, Germania, Olanda, Belgia, Portugalia și așa mai departe. Noi, prin organizare și prin calificare, le-am dat acestor băieți trei generații, începând de la 96 până la 2000, posibilitatea să joace la trei turnee finale. Da, dar, te supără, nu lipsa, în primul rând, lipsa de rezultat, ci maniera de joc. Și aș vorbi acum ca un suporter obișnuit. Bă, prefer să pierd la 2, 3, 4 goluri diferență, bă, dar să joc. Să arăt că joc. Nu-ți convine nici dacă pierzi. Hai să fim realiști, Emil. Nu-ți convine dacă te bat 4-0 niciunii, chiar dacă joci tu fotbal. Stai puțin. Este infinit mai... Nu infinit, e mult mai dureros să pierzi jucând mizerabil. Jucând mic. Da, asta ideea este și cu asta, că vreau să vedeți imediat și dreptul la replică pe care l-a oferit selecționerul Edvard Iordănescu și să discutăm un pic și de situația cu Răzvan Bureanu, Gigi Becali. Vezi, nu poți să accepți să pierzi jucând, repet, da, jucând. Pornind de la chestia asta, întrebarea era: dacă nu am ratat turneul ăsta final, noi ca țară, în ce sens? În sensul în care, dacă tu ai spus, Andrei, că asta nu e o generație bună, oare n-ar fi trebuit să jucăm cu alt tip de echipă, cu niște jucători tineri ălora să le oferi, chiar mai tineri? Dacă tu știai că sunt doi, zice în conferință de presă, n-am avut posesie nici pe vremea lui Bratu, deci el se întoarce la Bratu. Deci tu știai că fondul de jucători nu e foarte bun. Nu mai bine mergeai pe niște unii mai tineri? Că tot aia a ieșit. Dar ăia mai tineri poate să aibă perspective? Să faci din ei niște jucători care să, nu știu, să-ți producă peste niște ani
ceea ce nu produce nimeni în momentul de față? Dacă zona tehnică identifică jucătorii cu potențial așa cum ar trebui să identifice, ei normal trebuie promovați cât mai repede, cât mai bine, cât mai departe, cât mai sus. Asta este foarte, foarte clar. Dar pentru asta trebuie să spui că un jucător are potențial mai mare decât altul. Adică să spui în momentul ăsta, să zicem, că Mazilu are potențial mai mare decât avea cine a jucat decât Ișvan. Primul meci în dreapta. Luis Muntean. Luis Muntean. Care nu-i pe, care... Okay, care nu-i pe postul lui. În meciul Ișvan, care a jucat ultimele două meciuri. Că are potențial mai mare decât Ișvan și să-l arunci în luptă, da? La capătul unui sezon în care Mazilu a jucat mult mai bine în campionat, în același campionat în care joacă și Ișvan, decât Ișvan. Da, și Mazilu care a câștigat campionatul. Tocmai. Da, deci dacă te apuci și faci o analiză și vezi care sunt jucătorii care au potențial și ăsta este scopul tău la Naționala de Tineret, da, poți să faci lucrul ăsta. Dar atunci, mare grijă, că trebuie să identifici foarte bine jucătorii, pentru că președinții de clubul patronii, un studio de televiziune, se aruncă pe piață niște jucători de 40-50 de milioane, adică sunt niște jucători extraordinari. În momentul în care vine o confruntare internațională, nu ni se mai par atât de extraordinar, ca să folosesc o formulă neagreată. Bun, ieri în emisiune am discutat despre borza, despre borza Țicu, despre Naționala Mare, da? Ca să se știe de unde începe discuția legată de Edi Iordănescu și de dreptul la replică pe care l-a cerut. Și am zis că Federația Română de Fotbal ar fi putut să rezolve problema lui Borza, de exemplu. Eu cred că Federația Română de Fotbal, cum și un club de fotbal, putea să rezolve problema lui Borza. Înainte de a vedea dreptul la replica a lui Edi, te întreb, putea Federația să, dacă exista, pentru că o să vedem ce spune Edi Iordănescu și e foarte important ce spune Edi Iordănescu în toată povestea asta. Dar în momentul în care exista discuția pe cine aducem de la tineret ca să înlocuiască fundașul lateral în Elveția, a apărut inclusiv în spațiu public discuția legată de procură, de notar, etc. Putea Federația Română de Fotbal, concerea Federației, să rezolve problema notarială a lui Borza? Eu cred că nu doar Federația Română de Fotbal. Eu cred că dacă tu ai copilul care trebuie să-ți plece într-o tabără peste hotare și trebuie să depui o procură și ai uitat de ea... Am pățit-o eu, așa e. A, nu, că am pățit și la, eu. La nouă, deci el, că ei zic, ei invocă timpul, că era 9 seara și că trebuia la 5 dimineața ar fi trebuit să plece Borza. Dar nu cred că... Nu știu, pentru mine n-ar fi fost o problemă. Adică eu am rezolvat problema asta când erau fetele mici, s-au trezit pe la graniță la Giurgiu și n-aveau probleme și am rezolvat. Nu era 5 dimineața, într-adevăr, era 9, dar... Nu era 9 seara, în momentul în care se întâmplă. Și eu am zis că Federația Română de Fotbal putea să rezolve chestia asta. Eu, din ce înțeleg, că am și discutat cu Edi Iordănescu, nimeni din conducerea Federației nu a fost consultat pe subiectul ăsta. Dacă ar putea Borza sau nu să primească procura respectivă. Deși după aia în spațiu public a apărut discuția asta. Dar iată ce spune Edi Iordănescu și după aia ne întoarcem. Haideți să vedeți dreptul la replică pe care l-a cerut și evident că îl oferim, că suntem instituție serioasă. Am acceptat și mi-am însușit orice critici, am respectat toate opiniile, am evitat polemicile și voi face toate acestea în continuare. Dar s-a depășit o limită. Vă rog să informați corect. Pentru a informa corect și publicul, sunt totdeauna deschis pentru orice clarificări necesare. Maica Iordănescu prins cu invenția de Hagi. De ce mă poziționați drept mincinos de dragul jocului speculațiilor dumneavoastră? Unul la mână. În niciun moment nu am declarat că Andrei Borza a fost prima opțiune de convocare în urma accidentărilor suferite de Mario Camora și Raul Opruț. La finalul conferinței oficiale din Elveția am spus că, fiind întreruptă de competițiile interne, iar mulți jucători aflându-se în vacanță, singura direcție în care ne puteam îndrepta pentru o convocare de urgență era lotul României U21, care tocmai încheiase o pregătire centralizată în pregătirea Euro 21 și putea furniza jucătorilor cu nivel optim pentru competiție. 2. Existau teoretic 3 opțiuni din lotul 21, Țicu, Borza și Dumitrescu, dar în concret aveam doar 2. Varianta Borza a picat din start, din rațiuni logistice și birocratice. Vârsta nu-i permitea să călătorească fără procură și însoțitor. L-am ales
dintre cele două variante disponibile pe Țicu din mai multe motive. Un jucător familiarizat cu sistemul defensiv cu trei fundași, pe care urma să-l utilizăm în Elveția, cu mai multă experiență la nivel internațional prin prisma meciurilor României U21. Mai potrivit din punct de vedere fizic pentru dueluri propuse de meciul cu Elveția, mai ușor de adaptat mental și emoțional această provocare din postura de capitan la echipa de club. Așadar, Valentin Țicu nu a fost opțiunea 1, 2 sau 3, așa cum s-a interpretat în spațiul public, și ne-am asigurat de îndată ce el a ajuns la lot, că înțelege clar acest lucru. Nu am declarat că Borza a fost opțiunea numărul 1, ci că Borza a ieșit din start din calcule. Punctul 4. Staful medical al echipei naționale m-a informat sâmbătă noapte, după antrenamentul desfășurat în Kosovo, a doua zi după meci și după investigațiile medicale, dar de problemele medicale lui Opruț și de șansele reduse ca el să fie recuperat pentru meciul cu Elveția. Ne-am aflat astfel într-o situație de criză de timp, apărut aproape de miezul nopții, de sâmbătă spre duminică, în condițiile în care duminică aveam cantonamentul oficial în Elveția și a doua zi meciul. Cum ar fi putut deveni Borza o soluție la miezul nopții de sâmbătă spre duminică dacă la 5 dimineața ar fi trebuit să fie în aeroport în câteva ore? Ar fi trebuit în acest interval să aducem părinții la București pentru procură, să rezolvăm procura la notariat, deschis între miezul nopții și 3-4 dimineața, să-i găsim un însoțitor, iar la 5 să fie în aeroport. Ar fi fost imposibil, e un scenariu imposibil. Ok, mai e? Toate aceste informații pot fi probate. Vă rog să-mi oferiți un minim respect și să nu mai puneți la îndoială onestitatea. Sunt mâhnit de deschiderea și transparența pe care le-am manifestat în raport cu dumneavoastră și cu mass media în general, tind să fie manipulate într-un mod injust. Intervențiile mele deja fac subiectul unor interpretări tendențioase care apoi sunt promovate în forma unor neadevăruri. Voi menține totdeauna această relație civilizată și de respect cu toți jurnaliștii și instituțiile media, nu vreau să ne dreptățesc prin generalizare. Dar acest stil care evident mă vizează și care prejudicează inclusiv echipa națională mă obligă să renunț, cel puțin până la finalul preliminarilor Euro 2024, la orice apariție publică în presă, dincolo de cadrul acțiunilor oficiale ale echipei naționale. Bun. Acum, trebuie pus în context, da? Noi am dat la... Eu ieri am spus că știu că Federația Română de Fotbal ar fi putut rezolva chestia notarială. Edi Iordănescu spune că nu se putea rezolva chestia notarială. Tot el îmi confirmă că nu a luat legătura cu nimeni din conducerea Federației Române de Fotbal. Că au discutat ei intern cu Mihai Stoichiță, el, secunzii și bănuiesc că team managerul. Dacă putea sau nu să apară varianta Borza la națională. Nimeni din presă nu a vorbit de Borza. Iar a fost întrebat Borza de ce nu este adus și cei din Federația Română de Fotbal au răspuns că nu puteam pentru că nu avea procură și că nu puteam să-i aducem, să-i facem procură. Așa e, am fost acolo, da. Da? Da. Dar tu confirmi și cred că toți am trecut prin asta și eu am trecut prin povestea cu procura că mi s-a îmbolnăvit un copil. Celălalt copil trebuia să plece cu soția a doua zi și am chemat un, da, un notar, dincolo de programul lui, mi-a lăsat procură că eu să vin cu cel bolnav după două zile, iar soția să plece cu cel sănătos. Deci, practic, ți se pare normală lipsa asta de comunicare între staff și conducerea federației? Că nimeni nu va întreba pe voi, băi, putem să-l aducem pe Borza sau nu putem să-l aducem pe Borza? Nu știu. Pe mine nu m-a întrebat nimeni, dar eu cred că i-au comunicat. Că nu. Acolo. Mi-a confirmat, ei între ei au vorbit, da? Și Edi Iordănescu a întrebat acolo, dom'le, care sunt soluțiile cu Borza? Păi trebuie notariat. Apropo, nu trebuie notariat, nu trebuie aduși în București părinții. Nu. Că există notariate în Constanța. Deci nu știu de unde până unde ideea că trebuiau adus părinții lui Borza în București. Nu, mai mult decât atât, ce aș putea eu să spun. Deci era o situație, într-adevăr, era dificilă, pentru ca să rezolvi într-un timp atât de scurt, dacă îl doreai pe Borza, era o situație dificilă, dar cred eu rezolvabilă. Asta cred și eu. Adică mă gândesc că o federație totuși poate să rezolve fără probleme aducerea unui jucător. Dar am oferit acest drept la replică. Haideți să-l ascultăm pe Răzvan Burleanu în conferința de presă de ieri. De foarte multă vreme, domnul Becali nu mai este un partener instituțional ca persoană fizică pentru noi ca federație sau pentru cele mai multe dintre cluburile din România. Cred că într-o societate normală,
Un om care prejudicează statul, care merge la închisoare și care nu învață nimic din greșelile sale, cu siguranță este un om pierdut. Și pentru lumea aceasta, dar și pentru lumea cealaltă în care crede domnul Beckham. Fotbalul românesc și societatea noastră se poate transforma în totalitate doar în momentul în care oameni cu profil de infractori nu vor mai fi în prim plan. Bun! Aș vrea să discutăm un pic fragmentul acesta. Este, cred că, cea mai dură luare de poziție a lui Răzvan Bureanu la adresa lui Beccali, deși a mai avut o conferință de presă premergătoare. Pe de altă parte, e președintele unei federații care se exprimă astfel în legătură cu unul dintre oamenii din fotbal, care au făcut pușcărie, da? Și care a ieșit din pușcărie. Deci și-a ispășit pedeapsa. Ți se pare normală poziționarea astfel? Pentru că există, pentru ce a spus Gigi Becali, există pârghii, da? Comisii, etc. Dar ce a spus? Că nu au ce să caute în fotbal asemenea infractori. Oameni dovediți, da? Că au înșelat statul român? Nu cred că a spus așa. A spus, ia tot contextul și a spus că nu mai este un partener instituțional pentru federație și pentru destule cluburi, ceva de genul ăsta, pentru că din ce în ce mai mult jignirile domniei sale nu-l mai fac un astfel de partener, da? E, n-ar fi bine să analizăm lucrurile astea întâi? N-ar fi bine să discutăm în primul rând despre cauză și apoi despre efect? Nu, că sunt situații diferite, sunt separate, scuză-mă. Așa. Răzvan Bureanu este președintele Federației Române de Fotbal. Da. Este angajatul tuturor cluburilor. Da. El vorbește este astfel. Este angajatul tuturor cluburilor jignite sau și ale cluburilor jignite de mesajul domnului Gigi Becali. Da. Care nu este primul, da. Nu este o întâmplare, este o continuitate care a început să deranjeze membrii afiliații. Iar Răzvan Burleanu cred că trebuie să-i apere pe toți, dar în primul rând să apere majorități în momentul în care se întâmplă lucrurile astea. Eu cred că nimeni, niciun om de bun simț, n-ar fi putut să reziste atât de mult timp fără să puncteze un pic aceste lucruri cu totul și cu totul anormale care se întâmplă în fotbalul nostru și pe care, dacă îl scoatem pe Răzvan Burleanu din peisaj, în toate studiourile de televiziune, nota este aceeași. Critică la adresa declarațiilor, jignirilor, derapajelor și așa mai departe. Când o zice Răzvan Burleanu, opa, asta e un pic cătă, nu, n-ai problema, problema este că aduce în discuție statutul de pușcăriaș. Sau de fost pușcăriaș. Nu, a spus că este profil de infractor. Profil de infractor, ok. Și spune că un om care a prejudiciat statul. Și Gică Popescu a prejudiciat statul. Are ce să caute în fotbal românesc? Pe Gică Popescu nu jignește. Păi nu. Răzvan Bureanu se referă la un statut de fost om închis al lui Becali. Printre altele. Da, dar în contextul ăsta punctează clar că oameni ca Becali nu au ce să caute pentru că au făcut închisoare și au prejudiciat statul român. Dar nu a spus că nu are ce să caute. Încă o dată. El a spus așa că fotbalul și societatea românească s-ar putea îmbunătăți, să arate mai frumos, dacă n-ar mai exista în zona asta oameni cu profilul acest profil. Da. Cu profilul și nu sunteți de acord cu asta. Cu ce? Că societatea noastră ar arăta mult mai bine dacă nu ar fi oameni care să aibă astfel de profil și să iasă în prim plan? Eu pot să fiu de acord, dar din postura de președinte al unei federații, să discuți, din punctul meu de vedere, despre un investitor, unul dintre principalii investitori din sportul tău. Hai să zicem finanțator, să nu zicem investitor. Așa, mi se pare o problemă instituțională. Că tot vorbește instituțional. Mie mi se pare o problemă. Mi se pare că tu trebuie să atragi, dacă, de exemplu, ar veni un fost, cred eu, un fost om cu dosar penal și cu închisoare prin Statele Unite, să spunem. Dacă are între timp a făcut mulți bani, că se întâmplă să facă mulți bani, chiar dacă au fost închiși. Cred că Răzvan Bureanu n-ar avea nicio problemă să vină ăsta. De unde știi? Societatea. De unde știi? Ce plin de la idee? Auraș Brașovean a fost în comitet executiv. A fost în pușcărie? Nu, dar a fost, nu e condamnat?
Nu știu dacă e condamnat. N-a avut condamnare? Era... Habar n-am, nu știu dacă are sau nu are condamnare, dar nu mi-aminte să fi fost închis. Pe, nu închis, stai un pic că e vreo diferență, nu, dacă primești o, habar, o condamnare, cu, condamnare sau nu, dar cu executare sau cu... Discutam acum de oamenii care au stat în spatele gratilor pentru diverse Hai să o lămurim și pe asta, vă rog frumos. Atenție, el a fost condamnat, Gigi Becali, despre care știți că nu am sentimente de iubire filială. El a fost condamnat în urma unui flagrant nerealizat, care nu a reușit. Deci pe el nu l-au prins și nici pe, nici pe cine era atunci. Tea Sponte. Nu l-au prins dând bani. Au găsit niște bani într-un portbagaj. Și atunci, care-i problema? Dacă ai niște bani într-un portbagaj, s-a considerat, forțându-se nota uluitor și cu complicitatea, mă rog, la nivel judiciar, s-a forțat nota și s-a adică mie mi se pare că Gigi Becali fără dovezi. Poate fi pedepsit și merita pedepsit din 2014 până în ziua de astăzi pentru declarațiile sale foarte dur de către federație. Și merita pedepsit. Și existau pârghii. Dar este pedepsit. Și... este pedepsit de cluburi. Și va fi în continuare pedepsit de cei pe care i-a făcut sclavi. Ieri da, aia 100%. Deci, și-a mai făcut și, niște prieteni. Și secretarul general Raduvișan poate să se sesizeze și să-i dea, dincolo de avertismentul ăsta pe care l-a primit și două, sau două avertismente și 25.000, poate acum să vină cu și mai mult. Până să se ajungă să se depuncteze clubul ăla. Am înțeles. Doar că fiind și o întrebare. Gigi Becali, de ce nu este invitat să ia cuvântul în, aici la noi? La noi? Da. Pentru că noi considerăm, pentru că este dreptul acestei instituții să-și aleagă oamenii parteneri de dialog. Ok, este foarte bine. Pe ce principii? Pe ce principiu? Valori? Pe principiu că, din punctul de vedere al discursului, Gigi Becali are un discurs care nu cadrează cu studioul ăsta. Ok, foarte bine. Sunt absolut de acord cu chestia asta. Cam același lucru se întâmplă și într-o altă instituție unde există un alt un public care se creează, se mărește din ce în ce mai mult de oameni care sunt jigniți, eu știu, înjurați și așa mai departe. Iar președintele a venit și să spună cu un astfel de, o astfel de persoană este greu să mai are raporturi instituționale atât federația, cât și din ce în ce mai multe cluburi cu o astfel de persoană care are un astfel de profil. Ok. Din păcate trebuie să ne oprim, să punem capăt emisiunii. Eu cred că avem valori comune. Avem valori comune, sunt de acord cu tine. Dar din 2014 până în 2023 nu l-am auzit pe Răzvan Buran să zică ceva de Gigi Becali. Din 2023 a început să spune. Iar Gigi Becali este același din 2014 până a fost până în 2022. Nu mi se pare că este același. Nu? Nu. Fac o... este... deci... îți aduc o colecție de declarații ale lui Becali de la regula 21, din momentul regulii 21. Îți mai aduc o colecție de declarații ale lui Becali din momentul în care Federația Română de Fotbal l-a obligat să aibă echipă de fotbal feminin. Și sunt exact aceleași declarații. Dar zis din 2014, doar că în 2014 era în stare de libertate. Nu? Da. Sau nu? Era în stare de libertate. După care n-a mai fost în stare de libertate. Ba da. După care a revenit în stare de libertate. De când e Răzvan Burleanu, Becali este de liber. N-a fost niciodată închis înainte. Gigi Becali a fost eliberat în momentul în care a luat Costel Gâlcă campionat, ultimul campionat. Păi și momentul ăla n-a fost 2015? Nu. Sau toamnă 2014, cred că a fost. Nu, stai, ultimul campionat, da? 2014-2015, da. A fost în vara lui 2015. Bun. Și atunci a fost eliberat, da. Bun. A avut jumătate de an în care l-a prins pe Becali la închisoare. Ok. Declarațiile din momentul ăla, mie mi s-au părut a fi în crescentă. Dacă tu spui că ai o analiză mai bună, mie mi se pare, n-am o analiză, dar mie mi se pare că din ce în ce mai multe cluburi, membrii afiliați au fost atacați prin declarații. Și atunci probabil că s-a umplut paharul în momentul ăsta și asta a fost reacția. Aduc colecția. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Emil. Rămâneți cu noi.